Problema noastră este că noi nu avem un candidat pe care să-l pregătim și care să se adreseze electoratului din timp. Deci o urgență după aceste alegeri este, după alegerile din partid, este stabilirea clară și urgentă a unui candidat în președinție. Eu aici aș porni de la consultarea partidului, da? Și de la un fel de primare, că am stat de multe de pildă. Haideți să vedem, da? Deci asta este o urgență. Iar eu consider că trebuie să ne luptăm să câștigăm președinția României. Nu-mi place atitudinea, am pierdut în decembrie 2012, suntem acum la 12%, nu o să reușim în 2014. Și chiar dacă o să avem un candidat, nu o să ne luptăm cu tot entuziasmul și puterea pentru el, fiindcă ne gândim, lasă că oricum o să piardă. Deci o asemenea atitudine nu duce la câștig. Dacă de la început pornești cu gândul că oricum o să pierzi, nu știu că mai lupi. Deci vreau să avem un candidat cu care să mergem și să vrem și să câștigăm președinția țării. Și să știți că se poate. Vă dau exemple din trecut, da? Când s-a putut, în diverse alte locuri, tot cu acest partid. E foarte important asta și de asta vreau să vă atrag atenția între diferența declarațiilor președintelui partidului care vorbește numai de 2016. Nu știu, nu mai vrea să avem candidat la președinție în 2014? Sigur că e interesant 2016. Sigur că sunt alegeri parlamentare. Dar înainte de asta avem acest pas foarte important. Europarlamentar, unde trebuie să fim peste PNL, da? Și pentru dreapta europeană, în care trebuie să rămânem cu aceeași putere ca și astăzi, și să avem încă o dată, repet, să ne propunem să câștigăm alegerile, să facem tot ce trebuie pentru asta, prezidențiale. Dacă nu, imaginați-vă că va fi România un fel de republică, din Asia o dictatură, da? 70% majoritate USL abuzivă, care calcă legea în fiecare zi și ne duce spre asta așa cu pași repezi, și un președinte de la USL, da? Deci, tot ce vă spun este nu numai spre binele partidului, că, repet, rolul unui partid este să lucreze pentru țară. Spre binele țării. Oamenii vor aștepta asta de la noi, să știți. Deci, electoratul nostru, electoratul de dreapta, și ăla nemulțumit de noi, se întreabă, ce faceți, nu? Ce faceți? Puneți-vă odată pe picioare, puneți candidat, că sunt disperați de ce se întâmplă. Așa cum astă vară, tot mediul de afaceri, o grămadă de oameni de afaceri erau disperați de ce se întâmpla. Li se întrerupeau contractele de partenerii străini care ziceau ce țară e asta, da? Deci același lucru le așteaptă de la noi acum.